După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lume. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, că și le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Amin. În ultimele săptămâni și săptămâna aceasta cu atât mai mult, special joi seara, se vor aduna aici tineri și frați și surori din mai multe biserici, pentru că, așa cum a anunțat fratele Alex Pop, dacă vă amintiți, Biserica Emanuel este implicată într-o lucrare de misiune în Mexic. Lucrarea aceasta de misiune care se face în Mexic este o lucrare a bisericii. Este misiunea bisericii. Și ca orice boală contagioasă, mă lipsește și pe alții. Și săptămâna aceasta, joi seara, vor veni aici părinții, vor veni aici tinerii, vor veni aici cei care susțin acești misionari, vor vorbi despre. Se va ține lecția de studiu, dar în partea de rugăciune se va pune accent pe. Pe timpul acesta și pe misiune. Așa că am pe inimă, în câteva minute, să împărtășesc cu dumneavoastră această temă a rugăciunii și să vorbesc despre misiunea bisericii. Misiunea bisericii. Acesta este titlul <coughs> și am să fac doar trei observații la această misiune a bisericii. Am să încerc să fiu scurt, am să încerc să fiu practic. Slujeam undeva în mijlocul Americii, într-un stat, păstoream acolo o biserică. E ușor să aflați, nu e complicat, dar aleg să nu spun exact locul. Și un grup de surori se pregăteau să plece în misiune în, în Valea Jiului și să meargă special cu ajutoare pentru văduve și pentru orfani. Și câțiva frați foarte, să zicem, legaliști sau cum să-i numim, au venit la bordul bisericii și au zis avem o întrebare pentru fratele pastor. Vrem să ne arate în Biblie unde este cuvântul misiune. Și am spus, frate, vă răspund la întrebarea dumneavoastră cu o altă întrebare. Am să vă arăt unde e în Biblie cuvântul misiune, că este, dar vă rog să-mi arătați dumneavoastră în Biblie unde este Sfânta Trăime. Unde este termenul Sfânta Trăime. Și a stat un pic și s-a gândit și a zis, nu știu dacă este în Biblie, și am zis, nu este, dar noi așa că nu ne îndoim niciunul de asta, de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt, dar în Biblie este cuvântul misiune, pentru că apostol înseamnă trimis, înseamnă mesager trimis, cu o misiune, trimis cu, cu, o, cu un mandat, cu un mesaj. Iar în textul nostru, în capitolul 17, de șapte ori avem cuvântul trimis. Trimis tatăl l-a trimis pe fiul și fiul a zis: "Cum m-ai trimis tu pe mine, așa i-am trimis și eu pe ei." Ăsta e cuvântul misiune. Când mă duc în București, stau la o soră a mamei mele pe strada Eminescu numărul 170, dar îmi place să merg de la Piața Romană pe bulevardul Dacia. Și mergând pe bulevardul Dacia, care este un bulevard foarte frumos și uh, extrem de, de bine pus la punct, de curat, uh, și pe o parte și pe alta a bulevardului, o să vezi uh, steaguri care reprezintă diferite țări. Și o să vezi acolo că scrie misiunea diplomatică a Elveției sau a Portugaliei sau a Ucrainei. Diferite țări care au această reprezentanță diplomatică, care au această ambasadă. La fel dacă mergeți în Los Angeles, găsiți asta pe Wilshire Boulevard. Diferite ambasade, diferite corpuri diplomatice, diferite misiuni, așa se numesc misiuni diplomatice sau consulate. Pentru că ce fac aceste misiuni diplomatice? Sunt acolo ca să reprezinte un guvern, sunt acolo ca să reprezinte o țară, acea țară pe care o reprezintă. Sunt steaguri frumoase la poartă, sunt soldați puși acolo de strajă, nu poate să intre oricine și acolo sunt reprezentanții oficiali ai acelei țări. Acolo sunt trimiși împuterniciți. Biserica este această misiune a împărăției lui Dumnezeu. Această misiune a lui Hristos. Cum mai ai trimis tu pe mine, Tată, așa i-am trimis și eu pe ei. Suntem aici să reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Suntem aici să le reprezentăm pe Tatăl. Suntem aici ca și ambasadori a lui Dumnezeu. Ce frumos a vorbit Ciprian despre identitatea noastră, despre cât de important este să, să știm ce identitate avem și unde aparținem. Dar tot așa de important este și să știm ce misiune avem. Să știm că avem o misiune. Our story is not a story of survival. We have a mission here. Suntem aici cu o misiune. Suntem aici să reprezentăm împărăția, suntem aici să reprezentăm împăratul, suntem aici să-l reprezentăm pe Hristos. Și apoi, al doilea lucru pe care îl spune Domnul Isus foarte clar. De exemplu, spune, atunci când este foarte criticat de farisei, cum de a intrat în casa lui Zacheu, în Ierihon a intrat în casa mai mare lui Vameșilor și a zis în Luca 19, versetul 10, a zis, de fapt, Fiul Omului a venit în lumea aceasta ca să caute și să mântuiască pe cei care sunt pierduți. Asta e misiunea mea. Îl reprezint pe Tatăl, sunt trimis de Tatăl și am o misiune clară, precisă. Vreau să salvez sufletele oamenilor. Chiar cu prețul morții, chiar cu prețul final și, și, și suprem, am să mor pe cruce pentru asta. Trei observații. Prima, puterea misiunii. Puterea misiunii. În ce stă puterea misiunii? Poate că o să vă duceți repede cu gândul la, la Pentecost, la, la Rusalii. Puterea misiunii stă în primul rând în cunoașterea lui Dumnezeu. În cunoașterea Lui Dumnezeu. Toți oamenii care își cunosc identitatea, toți, toți oamenii care își cunosc misiunea și chemarea și rolul, sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. După ce Domnul vorbește lui Avram, acest întâi stătător, acest protopărinte al, al, al poporului evreu, în Genesa, capitolul 12, în versetele 2 și 3, îi vorbește lui Avram, ieși din țara ta, ești din familia ta, ești din poporul tău, du-te în țara pe care am să-ți o arăt, du-te! Pentru că spune Domnul acolo, zice, voi face din tine una mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Observați scopul pentru care Dumnezeu ne binecuvântează. Nu pentru ca să vrem mai mult. I just want more than I have. Why? pentru că cu tot ce am și cu tot ce îmi dă Dumnezeu, trebuie să fiu o binecuvântare pentru alții. Am o misiune în lumea aceasta. Trăiesc în lumea aceasta cu o misiune. Pe cei ce voi binecuvânta, pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, zice Dumnezeu lui Avram. Deci, când Dumnezeu te binecuvântează, dacă cineva e, e, e preocupat și obsedat chiar de, de tema aceasta a binecuvântării, Dumnezeu te binecuvântează și scopul pentru care te binecuvântează e că, de fapt, te transformă pe tine într-o binecuvântare pentru alții, nu-ți dă. Dacă și mâna asta nu-i deschisă, să dea mai departe. Și curge prin tine și îți acoperă nevoile, primești de la Dumnezeu și trece prin tine și să acopere nevoile, dar mâna trebuie să fie deschisă spre nevoile celuilalt de lângă tine. Altfel nu-ți dă Dumnezeu numai simplu de a te binecuvânta. De ce? Să te îngrași? Să te mândrești? Să, să fii special? Să crezi că ești ca nimeni altul? Nu! Dumnezeu vrea să ne facă o binecuvântare. Și ne face pentru, pentru Mexic, ne face pentru România, ne face pentru Africa, ne face pentru. Pentru ce ați văzut azi dimineața aici? Această fetiță și cu mama ei, care umblă pe tot pământul acesta, umblă în România, umblă în America, peste tot umblă în Australia. De ce? Pentru că Dumnezeu a transformat durerea aceea și suferința aceea într-o binecuvântare și a făcut din ele o binecuvântare pentru alții. Asta face Dumnezeu. Aici ai puterea misiunii, că l cunoști pe Dumnezeu și odată ce l cunoști pe Dumnezeu, nu poți să nu ai această misiune, să nu trăiești cu această misiune. Zice Isaia, capitolul 6, zice, în anul morții împăratului Ozia, tânărul, preot, tânărul profet s-a dus la templu și acolo la templu a avut acea viziune tridimensională. Cum bine știți din alte mesaje, este dimensiunea Sfințenie lui Dumnezeu este dimensiunea păcătoșeniei omului, dar este și dimensiunea nevoii urgente care este în afară. Se produce o schimbare în om. Nu este numai faptul că te uiți cum îi se umflă buzele și cum se, îi se ard buzele acestui tânăr profet. Nu. În inima lui se produce o transformare. El spune, după ce s-a atins serafimul de buzele mele înăuntru meu, în inima mea s-a produs o transformare, o schimbare și am început să aud pe Dumnezeu. Și am început să-L aud pe Dumnezeu întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Și n-a zis Sisaia, dă-mi un timp de gândire, dă-mi un timp să mă duc acasă să mă consult cu soția, care era și ea prorociță, am doi copii și ei trebuie să văd cum fac, ce fac. Nu, n-a stat așa, ce a spus ca și cântarea noastră. Sunt aici, la dispoziția ta. Iată-mă, trimite-mă, iată-mă, trimite, iată trimite s-a pro produs acea transformare înăuntru. Lidia Oprean, alături de alții, alții, mii și sute și sute de mii de, de, oameni care poartă această durere. Nu este specială prin durerea pe care o poartă, și este specială mărturia ei prin ce? Prin faptul că doi ani de zile n-a putut să se roage și doi ani de zile n-a putut să deschidă Biblia și a avut o criză spiritual, o criză de credință, dar astăzi a spus aici ceva ce nu o să mai auziți poate multă vreme. A spus sunt cea mai fericită mamă de pe pământul acesta. Cum poate cineva să spun așa ceva dacă nu Dumnezeu îl transformă, dacă nu Dumnezeu îl schimbă, dacă nu Dumnezeu îi umblă la inima lui și la mintea lui și la, la viața lui și simte că are o misiune pe pământul ăsta? Sigur că Ioan 17 este perceput ca un fel de capitol al, uni, al, al rugăciunea Mântuitorului în grădina Ghesimani. Se roagă special pentru unitate, pentru unitatea credincioșilor, pentru, pentru unitatea bisericii, dar este și tema aceasta foarte importantă a misiunii. Prea ne-am obișnuit cu zona noastră confortabilă, prea ne-am obișnuit cu, cu programele, cu statul în bănci, cu, cu a fi uh, mulțumiți de de programe, de activități, de întâlniri, de frați, de cercetarea Domnului, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a rânduit să trăim comisiune. Și că avem în viața aceasta și în lumea aceasta o misiune de trăit. Ce credeți când fratele Lazar spune adesea cum ne-a cercetat Dumnezeu câțiva ani în urmă și în urma acelei cercetări Undeva la vreo 300 de, de, de oameni au primit botezul cu Duhul Sfânt. Știți ce înseamnă 300 de oameni botezați cu Duhul Sfânt? Știți ce înseamnă? Înseamnă 300 de misionari. Înseamnă 300 de oameni care și-au înțeles misiunea, care și-au înțeles chemarea, care și-au și înțeles rolul. Asta înseamnă, spune Luca 24-49, rămâneți în Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. Și veți fi îmbrăcați cu o putere și așteptați în Ierusalim și voi veți primi o putere de sus și veți fi martori. În veți, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, până la marginile lumii. Oricum putem să spunem că avem Duhul Sfânt sau am primit Duhul Sfânt sau am fost botezați cu Duhul Sfânt și de fapt nu suntem misionari. De fapt nu ne înțelegem misiunea, nu ne cunoaștem misiunea, nu știm la ce ne-a chemat Dumnezeu. Ce trist, ce grav poate să fie lucrul acesta? Al doilea lucru, condiția misiunii. Știu că o să vă grăbiți imediat să spuneți condiția misiunii, este botezul cu Duhul Sfânt, este uh, coborârea Duhului Sfânt, este îmbrăcarea în puterea Duhului Sfânt, așa este. Dar vă fac atenți la un context în care Domnul Isus Hristos pune aceste uh, accente aici în rugăciunea Lui. Și iată ce spune în... Uh, Versetele 17 la 19 Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însum mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine, prin cuvântul lor. De ce oare în contextul trimiterii, în contextul misiunii, în contextul acestei delegări speciale și sfinte, Domnul Iisus Hristos spune Sfințenia! Sfințenia! Condiția misiunii este Sfințenia, o viață sfântă, o viață transformată, o viață schimbată. Nu așteaptă Dumnezeu de la noi să mergem în jur și să facem tot felul de tumbe carismatice și tot felul de manifestări ciudate și excentrice. Așteaptă Dumnezeu să avem o mărturie sfântă și puternică. În lumea aceasta. De asta e interesată lumea. Nu e interesată lumea de predici, nu e interesată lumea de programe speciale. Lumea e atinsă de Duhul lui Dumnezeu prin vieți transformate, prin vieți sfinte, prin oameni care pot să spună 2 ani de zile n-am deschis Biblia, 2 ani de zile nu m-am putut ruga, dar Dumnezeu a venit în viața mea și m-a transformat și astăzi pot să spun sunt cea mai fericită mamă de pe planeta asta. Wow și câte mame nu comentează și câte mame sunt nemulțumite și câte mame nu bombăne și câți părinți au tot felul de complainuri, și câți copii au tot felul de mofturi și tot felul de, de nemulțumiri și astăzi Dumnezeu ne-a trimis această Evanghelie vie prin care ne-a spus uite, uite ce pot eu să fac cu omul care se lasă transformat de mine care se lasă schimbat de, de puterea mea o viață sfântă zice uh, <coughs> Serafimul iată, Isaia 6 cu 7 zice, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Ceva mai târziu, spre sfârșitul cărții lui, profetul Isaia, după mulți munți ani de slujire, va exprima un regret. Pentru că acești profeți, să știți că totdeauna exprimă Exprimă durerea lui Dumnezeu, exprimă suferința lui Dumnezeu, exprimă inima lui Dumnezeu, nu exprimă neapărat uh, mofturile lor sau, sau frustrările lor personale, ei exprimă inima lui Dumnezeu, când ei, când ei plâng, plâng pentru că așa plânge Dumnezeu, că, când ei gem sub povară și se, 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 se topesc în rugăciune și în mijlocire, sunt așa pentru că așa este inima lui Dumnezeu. Și atunci ce spune Isaia 57, versetele 1 și 2, pierde cel neprihănit, și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu-i amint. că din pricina răutății este luat cel neprihănit. Sau se duce cel neprihănit. David preia această simțire, această înțelegere și spunem Salmul 16, versetele 1 la 4. Păzește-mă, Dumnezeule, Căci în tine mă încred. Eu zic, Domnului, tu ești singura mea fericire. Și acum urmăriți. Sfinții care sunt în țară, oamenii Evlavioși, sunt toată, sunt toată plăcerea mea. Și zice, Davide, trăiesc, trăiesc într-o lume, parcă ar fi fost în America, în anul 2014. O lume în postmodernism, o lume fără valori absolute, o lume în care idolii se mulțesc. Zice, Doamne, uh, idolii se mulțesc. Oamenii aleargă după Dumnezeu străini, dar eu nu aduc jerfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Eram la școală în Virginia acum 22 de ani. M-a sunat un coleg din India și mi-a zis, Ovidiu, iați familia, ia soția, copii și vii urgent aici. Era o luni seara. Cum să vin seam la ora asta? Nu, nu, acum să vii urgent, trebuie să vii urgent. Am luat pe Ana și pe copii și ne-am dus acolo la hotelul unde lucra el, doorman, concierge, cum se spune, aștepta, așteptau doi bătrâni. Au zis, am auzit că este o familie din România, am auzit că este un pastor din România, vrem să vă cunoaștem. Am petrecut câteva ceasuri, ne-am rugat împreună, am sorbit mărturisirea vieții lor din mărturiile care ni le-au spus. Și apoi bătrânul mi-a zis, eu sunt obosit, vrei să mă ajut să ajung la cameră? Și am zis, sigur că da. Și s-a ținut, avea atunci, atunci avea 80 80 și 3, cred că 83 de ani avea. S-a ținut de brațul meu și am traversat, trându-și picioarele, am traversat curtea să ajungă la camera lui și am zis, acum e momentul să-l întreb ceva, pentru că eram proaspăt venit în America și eram contrariat de foarte multe lucruri ciudate, paradoxale, pe care le întâlneam aici în America. Și am zis, frate, am o întrebare pentru dumneata. Mi se pare mie că în țara asta, în America, totul este artificial, vorbeam cu soția și cu copiii, dacă ei luminile astea, dacă ei culorile astea de pe, de pe casele de lemn, totul o să arate ca un fel de, de altceva. Nu mai zic ce cuvânt am folosit atunci. Și am zis, frate, America asta arată artificial și mai mult de atâta, oamenii mi se par că sunt foarte superficiali. So, lumea, comunitatea, cultura, și mediul, parcă este caracterizat în acești doi parametri, este artificial și superficial. Dumneata, ce părere ai? Și omul își tăra picioarele, își picioarele și nu mi-a răspuns. Am zis, nu fi, nu, fi, uh, auzit. Prea multe bătăi în anchete, prea multe bătăi în torturi și în închisori. Nu aude, nu m-a auzit sau nu vrea să mă audă sau nu vrea să-mi răspundă. Și am renunțat. Înainte să intre în cameră, s-a întors spre mine și a zis așa. A zis: Eu vin acum din Orientul Mijlociu și urmează să plec în China, urmează să plec în India. Avea 83 de ani. Sora Lidia are 81 de ani. Oamenii lui Dumnezeu sunt așa când își cunosc misiunea și când își cunosc chemarea. Și a zis: a zis Tinere, cel puțin atunci încă putea să-mi spun așa, a zis, oriunde mergi în lumea asta, lumea asta fără Dumnezeu, totul este artificial și superficial. Că te duci în China, că te duci în Orientul Mijlociu, că te duci în România, oriunde te duce, în America, totul fără Dumnezeu este artificial și superficial. Dar zice, pe tine ce te interesează lucrul ăsta? Deci, tu știi că eu când dungru și când călătoresc atâta, fac un singur lucru. Eu caut Sfinții lui Dumnezeu. Și îi găsesc pe Sfinții lui Dumnezeu. Îi găsesc și în Orientul Mijlociu, în țările musulmane, îi găsesc și în Rusia, îi găsesc și în România, îi găsesc și în America. Așa mi-a zis bătrânul înainte de a închide ușa. Bătrânul Volbrand, Richard Volbrand. Totul fără Dumnezeu este artificial și superficial. Dar eu caut Sfinții lui Dumnezeu. Doamne, tare mare lipsă ducem de Sfinți. Avem artiști, avem oameni talentați, avem oameni cu idei mari și frumoase, avem oameni cu potențial, avem oameni cu bani, avem oameni cu relații. Doamne, ducem lipsă mare de Sfinți. Avem nevoie de Sfinți. Pentru că Sfinții totdeauna și-au cunoscut misiunea, și-au cunoscut rolul. Pe ei n-ai putut să-i ții într-un loc, ei mergeau, ei se duceau, ei înțelegeau și identitatea și misiunea vieților. Al treilea, ultimul. Un alt lucru care te surprinde este că efectul misiunii, sau dacă vreți, ambianța misiunii, sau atmosfera în care se întâmplă misiunea, este în mod special a, a, a bucuria. Iată ce spune versetul 13. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea și să aibă în ei bucuria mea de plină, de plină bucuria. Tu mi-ai întins mața în fața potrivnicului meu, au fost cuvintele Domnului în seara aceasta, șai? Ce este paharul acesta? Este paharul izbăvirilor, este paharul biruinței, este paharul bucuriei. Zice, Domnul te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât pe tovară și tăi de slujbă. Slujba și lucrarea de misiune, chiar dacă te costă viața și te costă suferințe, aduce foarte multă bucurie. Este greu să înțelegi lucrul acesta. Spune Isaia 5.3, 10 cu 11, zice Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora, adică se va bucura. Evrei 12 cu 3, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Știți care era bucuria asta? Știți care era? Tu și eu. Tu și cu mine. Noi. S-a uitat și ne-a văzut pe noi. Ne-a văzut pe noi într-o seară ca asta, înțelegând că nu vrem să trăim mediocru, nu vrem să trăim de la o zi la alta, nu vrem să trăim cu o mentalitate de slav, de sclav, nu vrem să trăim cu o mentalitate de survival, de, de, de a supraviețui, ci vrem să știm că suntem aici ca și copiii a lui Dumnezeu, că El este cu noi și că El ne-a trimis comisiune, ne-a dat un mandat și reprezentăm împărăția Lui și ne-a dat dumnezeiasca Lui putere, ne-a dat tot ceea ce privește viața și evlavia, spune Sfântul Petru. În epistola lui. Acum, noi trebuie să ne dăm și noi toate silințele. Sigur că da, sigur. Și noi trebuie să ne dăm toate silințele. De aceea, joi vor veni aici tineri, vor veni părinți, vor veni oameni din diferite biserici, pentru că înțeleg misiunea aceasta, înțeleg rolul și rostul acestei misiuni. Noi facem o, o, o foarte interesantă practică, spunem, zicem, eu cel puțin o fac de multe ori, cred că și dumneavoastră ați făcut-o adesea. Întâlnești un copil și când întâlnești un copil de vreo 5-6 ani sau 10 ani, ai, ești fascinat ce poate să iasă din gura copiilor, așa -i? Și ce întrebare punem copilului? Care e una din, din, din cea, mai, cea mai comună întrebare pe care o punem copilului? Care? What you want to be when you grow up? Ce o să te faci când crești mare? Și copilul ce zice? Zice tot felul de. Zice, vrea să fie movie star, vrea să fie uh, 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 soccer player. Am fost în, 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 Honduras, toți vreau să fie ca și Caca, toți vreau să fie Ronaldinho, toți vreau să fie, știu eu, aveau, aveau un model, aveau, știu eu, vreau să fie doctor, vreau să fie lawyer, vreau să fie... Încă n-am găsit niciun copil care să spună, visul meu în viață este să îmi petrec restul vieții într-un birou și să mut hârtiile de pe o, banc, de pe o masă pe alta. Încă n-am găsit pe niciun copil care să spună așa. Știi ce este trist? Copilul crește și acel vis se disipează, acel vis se topește, acel vis se se, se risipește, acel vis se, se năruie. Ceva se întâmplă cu, cu acel vis. mi aduc aminte a fost aici dimineața un frate din din Phoenix. Mulți ani în urmă la Phoenix Dumnezeu a făcut o trezire foarte puternică între tineri și tinerii erau înaripați pentru misiune, pentru lucrare, pentru atunci era și începuse misiunea Speranța, încă treia Marius Gorcea și uh, au plecat pe Valea Jiului și mulți și-au dedicat viața și s-au dedicat Domnului și un frate mai în vârstă a venit la mine și zice m-am dus la ei și le-am spus măi copii, măi copii, și eu am fost așa și eu am fost ca voi dar vă trece dar vă trece și m-am uitat la el și am zis uai de ce le-ai spus așa? Că dacă ți-a trecut ție și tu te-ai apucat de făcut case și de făcut business și de făcut avere și de făcut bani, nu înseamnă că asta trebuie să, să se întâmple și cu ei. O oh, zice frate, mi-aduc aminte că atunci când eram tânăr, așa eram și eu, Nu numai rugăciune, nu numai misiune, numai post, numai adunări, numai profeții, numai lucrările Domnului. Numai... Dar zice, le-am spus, zice că o să le treacă, ba să nu le treacă, îi bai dacă ne trece. Ei bai. Pentru că focul acela, focul acela trebuie să ardă. Spune să ce m-a atras pe mine la rugul aprins e că nu se, nu se mistuie, nu se stinge. De aceea, Lidia Răscol, la 81 de ani, pleacă. De aceea. De aceea, Bechi, pe roți, și cu mama ei, pleacă. Însă, oare excepții? Astea nu sunt excepții, astea sunt simptome de cum arată un om normal în Hristos. De cum arată un om care își cunoaște identitatea și care își cunoaște misiunea. Păla nu-l mai ții într-un loc. Cum spunea fratele Lazar dimineață, puiul Stanciu, oriunde vede o, o casă de nenorociți, el știe ce misiune are, el știe ce să facă, el știe pentru ce-s banii ăia că nu i-a dat Dumnezeu banii aia mulți să-i bage acolo undeva într-un cont și să se umfle conturile până, până crapă, până pușcă. Nu, el știe că te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. De aceea te voi binecuvânta. Mulți se gândesc, dar de ce nu mă binecuvântează Dumnezeu? De ce? Pentru că cu tot ce ai acum, trebuie să binecuvântezi pe altul. Și atunci Dumnezeu îți dă mai mult. Ca să binecuvântezi și mai mult. Ca să-i dai și mai mult. <coughs> Zilele trecute petreceam câteva, câteva clipe sau câteva minute în casa fratelui Răscol cu sora Olimpia și mi-a povestit, a zis, că pentru că familia asta Răscol are o istorie interesantă și fratele Victor și fratele Vasile și mai mulți din familia lor au fost arestați, au fost torturați, au fost închiși, au fost condamnați pentru un simplu fapt. Știți care? Că au dus Biblii. Au dus Biblii pentru cei care nu aveau Biblii. Și mi-a zis sora Olimpia, zice, când l-a luat pe soțul, când l-a luat pe Victor și l-a dus, i-am spus, Victorie dar mă las aici cu copiii, mă las aici cu toate și eu nu o să știu nimica de tine. Cum o să știu? Cum să aflu de tine? Ce s-a ales de tine? Și ce s-a întors spre mine și mi-a zis doar atât. Te pui pe genunchi. Te pui pe genunchi și vei afla. Câți dintre noi știm că femeia care vine cu oacărul este femeia care a trecut prin așa ceva? Cât ne uităm la ea și cât înțelegem ce înseamnă să ai o Biblie, ce înseamnă să primești o Biblie. Am primit și eu o Biblie și sunt foarte mândru de ea. Am primit mulțumim, fratele Lazar. Fratele Lazar a adus păstorilor și slujitorilor câte o Biblie. Eu m-am tot plâns și m a tot văzut chiorându-mă și o să mă vedeți mai departe chiorându-mă. Dar este superbă această Biblie. Dar câți dintre noi știm că pentru o Biblie din asta, alții au, au au înfundat pușcările și au primit bătaie și au fost smuși din familiile lor și din casele lor. Câți dintre noi, câți dintre noi avem Biblia la noi? Câți? Eu cel puțin acum vreau să vă arăt cât e de mare, să o văd pe-a noastră. Aveți? Aveți? Ia câteva, câteva sunt pe aici, pe acolo. Vreau să... N-am obiceiul ăsta, dar l-am rugat pe Emil. E sub undeva la 50 de secunde, e un videoclip. Vreau să vă uitați la videoclipul ăsta. Încheiem cu asta. Emil, te rog să pui, dacă se poate. E o biserică underground în China și credincioșii tocmai au primit Biblii. Vă rog să priviți. Observați ce fac? Sărută Biblia. Mulțumesc! Am vrut doar să, să veți un test. Noi care nici măcar nu mai venim cu Biblia la biserică. Nici măcar nu mai citim, nici măcar nu mai punem preț pe ea. Doamne, vrem să te cunoaștem mai mult. Doamne, vrem să ridici în generația asta oameni sfinți. Mai ade pe altar cărbunele aprins și atinge-te de buzele noastre. Dă foc inimii noastre și ființei noastre să ardă pentru, pentru împărat, pentru împărăție, pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Și dă acea bucurie pe care numai cel care își face datoria o are și o simte și o înțelege. Am întors la Dumnezeu când în Oradea era o mare trezire spirituală între baptiști. Fratele Olah era păstorul din Oradea și de la Dumnealui mi-a rămas expresia aceasta. Și cu asta închei. spus așa, cine nu misionează, demisionează. Cine nu misionează, demisionează. Nu se poate. Chiar dacă misiunea ta e în, e în, e în Ierusalim, e în Iudeea. Da, în Ierusalimul tău, acolo acolo nu vrem. Toți vrem în India, toți vrem în Africa, toți vrem în alte țări. Dar Domnul Iisus a zis nu. Misiunea începe din Ierusalimul tău, care înseamnă familia ta. Și poate pentru că nu ne facem datoria acolo, nu putem să mergem mai departe. Și nu vom merge mai departe. Dar în seara asta. Și în săptămâna asta, când ne rugăm pentru misiune, când ne rugăm pentru misionari, când ne rugăm pentru cei care vor veni aici joi, când ne rugăm, aș vrea să ne rugăm serios și să spunem, Doamne, de fapt, vrem să te cunoaștem mai mult. Vrem să trăim o viață sfântă pentru tine. Ia cărbunele de pe altar și atinge-te de noi. Umple-ne cu Duhul tău cel Sfânt. Și punem paharul nostru, umple, Doamne, paharul cu bucuria aceasta, bucuria aceasta mântuirii. Ne ridicăm cu toți la rugăciune.